Hristos a înviat. Iubiți telespectatori, de fiecare dată adunându-ne în fața micilor ecrane, ne ducem cu gândul la cuvintele Bunului Dumnezeu, fiindcă și aici, pe mijlocul acestor mici ecrane, încercăm ca să ne hrănim sufletește, să ne hrănim duhovnicește cu aceste cuvinte bine mirositoare, potolitoare, izvărătoare de adevăr, Duh al dreptății. Iată astăzi ajunsul ne-am în duminica a 25-a după pogorirea Duhului Sfânt, unde Sfânta Evanghelie ne-a umplut cu bucurie de a asculta încă o Sfântă Evanghelie într-o care ne bucură a auzi, a înțelege și a ne strădui ca să o împlinim. Astăzi Biserica ne-a rânduit ca să citim aceste cuvinte rostitoare a Sfintei Evanghelii despre Samariteanul Milostiv. De aceea, înainte de a începe a citi și a discuta despre aceste cuvinte sfințitoare, avem rugămintea către dumneavoastră telespectatori, dacă aveți întrebări dumneavoastră pentru a fi adresate nouă ca să vi le răspundem după cunoștință, puteți a suna pe telefonul care este jos pe micile ecrane și apelându-ne să comunicăm pentru ca să aceste întrebări pe care le macină pe noi sau le avem să fie răspunse pentru noi ca prin răspuns să încercăm a-și trăi creștinește. Iată încă o Evanghelie unde Hristos ne dă o parabolă, ne dă o pildă într-o care avem multe de absorbit din acest nectar duhovnicesc. În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și întrebându-l: Învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața cea veșnică? Dar Iisus l-a întrebat: Ce este scris în lege? Cum citești? Iar el răspunzând a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus: Drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: Și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus, lăsându-l abia viu. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea, dar văzându-l, a trecut pe alături. Tot așa și un levit, sosind la acel loc, a venit, a văzut ce a trecut pe alături. Dar un samaritean, care era călător, ajungând lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă de el. Și apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând peste ele un de lemn și vin. Apoi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoțând 2 denari, a dat gazdă și i-a zis: Ai grijă de el și ce vei mai cheltui, când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci care din acești 3 ți se pare că a fost aproape de celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: Cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus i-a zis către el: Du-te, defă și tu asemenea. Iată, iubiți credincioși, această sfântă dumnezească Evanghelie, care iarăși și iarăși ne hrănește din cuvintele sale spirituale, pentru ca și noi, astăzi trăitori al acestui secol, să înțelegem cuvintele spuse de Hristos, spuse cu 2000 de ani în urmă, care aceste cuvinte nu se învechesc, ci au fost, sunt și vor fi actuale. Iată, astăzi vorbim despre milă. Tema Evangheliei de astăzi este milă și cum trebuie să înțelegem noi această milă.
fiindcă astăzi avem un samaritan milos și, cu o duminică în urmă, am vorbit despre bogatul nemilos, cel care nu avea milă ca să-l hrănească nici pe Lazar, care era la ușa sau la poarta lui. Și iată, ca să înțelegem aceste cuvinte, să abordăm Sfânta Evanghelie din perspectiva pildei și apoi să vorbim și din perspectiva simbolurilor, fiindcă fiecare cuvânt al Evangheliei are și un simbol. Și simbolurile sunt lăsate nouă încă o dată pentru a ne întări în credință și a vedea continuitatea acestor legături care urmează și au legătură una cu alta, fiindcă sunt doar lucruri dumnezeiești. Iată, la Hristos vine un învățător de lege. Ca să înțelegem despre ce ne vorbește Evanghelia, trebuie să le ducem cu 2000 de ani în urmă și să le închipuim aceste momente și aceste personaje biblice pe care le avem, și anume pe învățătorii de lege. Cine erau ei? Erau o anumită clasă a societății, foarte puține, care slujeau pe lângă templul din Ierusalim. Aceștia, fiind de mici educați pe lângă templul din Ierusalim, erau educați a citi, a scrie și, în conformitate, studiau întru tot cuvântul lui Dumnezeu, adică Vechiul Testament. De ce și acesta, fiind învățător de lege, având și acest titlu, iată, vine la Hristos ca să-L întrebe. Și mai pe urmă vom vedea care este scopul lui, să vedem, însă, iată, să știm că nu doar este o curiozitate personală, ci chiar pentru iudei, în momentul acela, era pentru dânsi curios ce înseamnă cuvintele care urmează. Acest învățător de lege vine și Evanghelia ne menționează, fiindcă apostolul evanghelist Luca, pe care descrie această Sfântă Evanghelie, iarăși îl știm ca pictor, iconar, îl cunoaștem ca și medic, îl cunoaștem ca apostol al lui Hristos. De aceea ne spune că acest învățător de lege vine ispitindu-l pe Hristos, îl întreabă: Învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața cea veșnică? Și dacă ne aducem aminte o altă evanghelie pe care o avem în Sfânta Evanghelie, și anume când un tânăr vine la Hristos ca să ceară sfat ce să facă ca să moștenească viața cea veșnică, iată, Hristos îi răspunde cum și acestuia, însă puțină deosebire este. Și anume care? Acesta vine cu un scop de a-l ispiti. Și de ce să-l ispitească? Fiindcă îl cunoaște pe Hristos că vine de unde? Din Nazaret. Trăind în Nazaret, nazaretean și se numea, iată, chiar și apostolul de astăzi vorbește că l-a cunoscut pe Hristos, cel care vorbește Scriptura. Și iată, apostolul Bartolomeu întreabă: dar oare din Nazaret poate să fie ceva bun? Aici iată, iarăși se înțelege clasificarea oamenilor pe clase politice, pe nivelul intelectual, pe stare socială într-o care fiecare se afla. Deci, cum și astăzi, așa și atunci, această diferență exista. De ce, iată, și mulți se întrebau, oare cine este acest Hristos, de unde vine El, de unde se trage? Și mulți, dacă nu-L vedeau că să vină din Ierusalim și dintr-un stat mai înalt, adică dintr-o familie nobilă, iată, îl căutau să-L înjosească. Așa și Hristos, venind ca să-L înjosească, Hristos îi răspunde: cum citește în lege? Cum? Ce este scris în ea? Și atât Hristos răspunde întrebării lui, proprii sale vieți, ce trebuie să facă și cum face. Fiindcă fiind învățător de lege, scopul lui este de a citi și a înțelege. Iată, toți citesc, dar nu toți înțeleg corect. De ce și Hristos îl întreabă pe acestea? Tu cum citești în lege? Și apoi, după ce citești, cum înțelegi? Și acesta încearcă a răspunde, pentru că, iată, vede că Hristos nu-i răspunde pe cum îi place lui, ci răspunde pentru ca să dea un adevăr pe față. Și anume acesta spune învățătorul de lege:
să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toate virtutea ta și din tot cugetul tău. Iată, Hristos îi răspunde: bine ai spus. Dar iată aici, în paralelă, dacă luăm cu acealaltă evanghelie, atunci vedem că se adaugă un cuvânt. Și anume atunci când tânărul a spus Mântuitorului să-L iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul, din tot cugetul tău. Iată, astăzi, în evanghelie se adaugă cuvântul virtute. Din toată virtutea ta. Ce este virtutea? Virtutea este fapta bună care statornic este într-o noi, care este prezentă foarte des în viața noastră, și anume fapta bună pe care ea repetată se întărește într-o noi și devine deja o parte componentă a vieții noastre și ea devine virtute. Iată, aceasta Hristos scoate în evidență prin Evanghelia sau Luca că din pe Hristos trebuie să-L iubim din toată inima noastră, tot sufletul nostru, toată cugetarea noastră și virtutea, faptele. Pentru că nu doar iubirea de Dumnezeu trebuie să existe doar la nivel de credință, dar și într-un sfârșit, toate acestea trebuie să fie aplicate în practică. Iată și acest învățător de lege mai adaugă: și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Hristos dă acordul că într-adevăr aceste cuvinte sunt într-adevăr lăsate pentru ca să înțelegem că într-adevăr este binele în fața Lui Dumnezeu și într-un sfârșit Hristos spune: fă acestea și vei fi viu. Ce a avut în vedere Hristos prin cuvintele să fii viu? Fiindcă dacă ne aducem aminte despre porunca dată lui Adam și Eva de către Dumnezeu, spunându-i ca să mănânce din toate fructele copacilor din grădina Edenului, doar din copacul cunoașterii binei și răului să nu mănânce, fiindcă dacă vor mânca, vor muri. Iată aici Hristos spune că vei fi viu. Prin această viață pe care o promite Dumnezeu acestuia, ce are vedere? Nu altceva decât viață veșnică. Încă o dată Hristos ne vorbește despre lumea care continuă și există în fața spațiului pământului nostru, și anume că viața noastră prelungește, nu doar aici pe pământ, dar și în lumea cealaltă. Și de aceea, și pentru ca să continuăm această viață, avem nevoie ca să împlinim aceste porunci. Dar, iarăși, învățătura bisericească spune că sufletul omului este nemuritor. Atunci, dacă oamenii cei care fac rău, unde ajung dacă nu fac bine și viață au în continuare? Iarăși, învățătura bisericească ne spune despre existența raiului și a iadului, și anume că sufletul omului păcătos merge în iad în urma greșelilor sale. Și dacă omul ajunge în iad, acolo nu se mai poate spune că el trăiește, că el are viață. Și aflarea lui în chin deja este o tulburare, este o nemulțumire, este o regretare și de ce este aceasta? Nu este viață, ci este chin. De aceea și Hristos spune că dacă vei face aceste lucruri, vei avea viață. Fă aceasta și vei fi viu. Vei fi viu, fiindcă viața ta va avea o continuitate întru Dumnezeu. Dar el, vroind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus. Și iată, aici nu se oprește, fiindcă Hristos a observat gândul lui, a văzut care cu ce scop pune întrebări. Însă el tot nu se oprește și încearcă încă să mai adreseze o întrebare pentru ca să-L umilească pe Hristos într-un fel, într-un mod sau altul. Iată, îl întreabă și spune: dar cine este aproapele meu? Această întrebare a lui acestui învățător de lege, cărturar, acum am și spus mai sus, era și întrebarea lui, dar era și întrebarea multor iudei.
fiindcă nu era o definiție propriu-zisă, explicită, ca să înțeleagă oamenii cine este aproapele celui care este menționat în porunca lui Dumnezeu. Dacă vorbim despre cuvântul aproape, atunci ne gândim că aproapele nostru este cine? Cel care îl simțim foarte, foarte aproape de noi, trupesc. Soț, soție, copii, părinți, bunici, rude, vecini, apropiați. Acesta este primul gând care se duce de la noi pentru a înțelege cuvântul aproape. Însă Hristos în Evanghelia de astăzi ne încearcă să înțelegem sensul duhovnicesc al cuvântului aproape. Și urmează a rosti acea pildă frumoasă, evanghelică, ca să înțelegem cine este aproapele nostru. Și Hristos spune parabola, care foarte mulți o cunosc, foarte multă este vorbită pentru că ne este foarte clară și foarte necesară pentru ca să ne închipuim într-adevăr ce a avut în vedere Hristos. Acel om care cobora din Ierusalim în Ierihon a fost năvălit de tâlhari. L-au bătut, l-au dezbrăcat, lăsându-l aproape viu. Din întâmplare, pe calea aceea a trecut un preot. Preot al Vechiului Testament și acesta a trecut pe alături. Ce a avut Hristos în vedere cu acest început? În primul rând, să ne închipuim, cum am și spus, partea evanghelică pe care Hristos ne-o descrie și apoi vom discuta și partea simbolică acestora. Și anume, simbolul coborârii din Ierusalim în Ierihon, îl avem întruchipat și explicit de Sfinții Părinți, pentru că să înțelegem, Ierihonul este la o altitudine de 754 de metri deasupra mării. Dar Ierihonul avem la 275 de metri deasupra mării. Deci este foarte jos în comparație cu Ierusalimul. Și de ce anume în această Evanghelie se vorbește acestea? Fiindcă iarăși simbolifica sau simbolul coborârii acestuia samaritean din Ierusalim în Ierihon are simbolul căderii omului în păcat sau depărtare de Dumnezeu. Pentru că Ierusalimul este socotit în oraș sfânt, unde este templul din Ierusalim, unde este tablele legii, unde se aduce jertfă în Vechiul Testament, Ierihonul îl avem un oraș mai depărtat, unde oamenii erau departe de Dumnezeu și chiar aveau o altă credință, o altă menire și se despărțeau de iudei. De aceea coborârea aceasta din oraș în oraș se are și în vedere căderea omului în păcat, depărtarea de Dumnezeu. Fiindcă când omul păcătuiește, nu Dumnezeu se depărtează de om, ci omul se îndepărtează de Dumnezeu. De aceea, pe această cale a păcatului, anume, este întâlnit de tâlhari. Cine sunt tâlhari? Nu altcineva decât diavolii, care doresc ca să înghită sufletele omenești și prin diferite ispite, necazuri, greșeli, încearcă ca să se pună la pământ. L-au dezbrăcat. Ce înseamnă, ce simbol are dezbrăcarea? Dezbrăcarea are simbolul pierderii hainei botezului pe care l-am luat noi fiecare. Fiindcă atunci când în timpul botezului se cântă cuvintele haină luminoasă dă mie, cel ce te-ai îmbrăcat cu haină ca și cu lumină. Iată, aceasta și simbolifică dezbrăcare de haină, anume omul căzând în păcat își pierde și haina botezului, acea sfântă pe care a primit-o pentru ca să fie cu ea mărturisind credința în fața Bunului Dumnezeu. Bătaia, blodvirile, are și ele simboluri de permanență diavolului prin anumite încercări fizice, spirituale, psihologice, acționează asupra omului ca să-l pună jos la pământ și să nu aibă nădejde și încrederea să ridica
și a se îndrepta din păcatele sale. Iată, l-au lăsat abia viu. Din întâmplare a trecut acest preot. Simbolul preotului Vechiului Testament îl avem în Evanghelie ca slujitor al templului, însă aici trebuie să înțelegem de ce Hristos menționează și întotdeauna vorbește clar și se aseamănă uneori cuvintele Sfântului Ambotezătorul, unde vorbește respicat, vorbind în ochi, fără ocolișuri. Și anume, ce trebuia să facă preotul, cel care era slujitor al templului din Ierusalim, cel care aducea jertfe, cel care învăța oamenii? El era, trebuia să fie primul care ajută pe cel căzut în nevoi. Însă el se face a nu vedea. Aici este și greșeala pe care Hristos o menționează de fiecare dată în Evanghelie, ca anume preoții nu doar trebuie să înfăptuiască legea lui Dumnezeu, dar să o pună în practică, ca să o trăiască nu doar la exterior, dar și prin interior. Iată, la acest nivel a ajuns preoția în Vechiul Testament, pentru că aduceau jertfe, doar jertfe de sânge, și partea duhovnicească era lăsată și umbrită. Deci ei și-a ajuns ca întâi stătătorii sau căpetenile să îl osândească pe Hristos la moarte, din frica de a nu pierde locul, de a nu a strica obiceiurile, pentru că pe baza acestora s-au format și obiceiuri. Și cu părere de rău, astăzi observăm și noi, 2000 de ani la Hristos, că credința ortodoxă, iată, încetul cu încetul, dacă nu se înțelege sensul adevărat al menirii, oamenii o prefac într-o tradiție, nu într-o sfântă tradiție pe care au luat moștenirea de la Hristos, prin Sfinții Părinți, dar într-o tradiție care, aceste tradiții sunt departe de adevărată credință și adevăratul sens al mărturisirii. Și iată, Hristos osândește această stare ca nu doar să fie slujitor, dar să fie și lucrător a celor sfinte. După preot vine un levit. Cine este levitul? Iarăși un slujitor al templului, ca diaconul de astăzi, adică o treaptă mai superioară, mai inferioară, și mai superioară față de preot. Și iată, acesta face tot ceea ce a făcut și preotul mai sus numit. Trece pe alături. Iarăși slujitor, iarăși cel care nu doar citește, dar și trebuie să facă, precum Hristos cu ei vorbește, acest învățător de lege și tuturor celor care ascultau. Și urmează a face ceea ce nu trebuia să facă. Au trecut indiferent, grăbit pe alături, ca să nu se facă de rușine sau alte gânduri pe care le avea el. Și în fine, a treia persoană o trece pe alături, un samaritean. Un samaritean care, venind, trecând pe acea cale, ce vede? Îl vede pe acest trecător, îl vede pe acest om bătut, gol, lăsat în drum, plin de sânge, și îi se face milă de el. Ca să înțelegem cine sunt, de ce se menționează de multe ori Evanghelie, samariteni, iudei, palestinieni și alții, înțelegem că Iudeia în timpul acela se împărțea în trei părți. În Palestina, în partea din nord, și la sud avem Iudeia și la mijloc avem Samaria. Samaria. Iată, aceste trei părți, oamenii singuri s-au împărțit și era un conflict între iudei și samariteni. Și anume, care conflict? Conflict de credință. Și problema lor era una majoră, pentru că această problemă bântuie până astăzi. Și anume, iudeii menționau sau se îndreptățeau pe dânșii, spunând că locul de închinare al lui Dumnezeu este Ierusalimul. Fiindcă își menționează de ce? Fiindcă în Ierusalim avem templul legii, avem tablele legii care sunt în templul de Ierusalim
Și sfințirea cea mai mare este că Dumnezeu a rânduit, Solomon a construit și atât anume așa a rânduit Dumnezeu, de ce locul de închinare este doar Ierusalim. De ce și odată pe an toți iudeii mergeau la Ierusalim ca să sărbătorească Paștele. După cum și-am auzit în Evanghelie că Hristos, fiind copil, merge cu părinții săi la Ierusalim a sărbătorii Paștele. Samaritenii însă aveau o altă viziune și viziunea lor de mărturisire a credinței era că locul de închinare este locul unde Dumnezeu a dat cele 10 porunci dumnezeiești lui Moise, pe muntele Sinai. Și atât ei spun că locul de închinare este doar muntele Sinai, fiindcă este și muntele unde ei trăiesc și acolo trebuie să-i slujim lui Dumnezeu. Această problemă a fost foarte gravă, deci și-am spus până astăzi există, și acest conflict a urmat și urmează. Iată, dacă vedem, ca să putem compara iudeii, pentru a ajunge în Palestina, de multe ori treceau prin Samaria. Însă, alții într-atâta erau cănoși, când nici nu treceau prin Samaria, ci ocoleau prin pustiu. Dar prin pustiu era foarte greu din cauza deșertului. Și atât unii iudei mergând prin Samaria, ieșind de pe teritoriul Samariei, chiar își scuturau colbul ca să nu aducă praf din Samaria în Iudeea. Într-atâta aveau mentalitatea înjosită, mândria pe care o aveau ei. De aceea, iată, problema aceasta exista între samariteni și iudei. Avem un apel telefonic și cu drag vă ascultăm. Vă rog, vorbiți. Alo, bună, sus în viață. Dacă se poate mai tare. Părinte, am o întrebare dumneavoastră. Întrebăm Nu în se aude. Sfântul Post. Vreau să întreb, candelele se aprind în toată ziua și noaptea o Vă rând la rog frumos, sărbători. începeți acum, de acum vă aud bine. Spuneți încă o dată, vă rog. Eu vreau să vă întreb, candela se aprinde în fiecare zi, ori numai sărbătorile? Mulțumim frumos. Iubiți credincioși, candela o avem o parte componentă a credinței noastre și anume candela are două simboluri. Două simboluri principale și anume lumină și căldura. De ce și candela o aprindem în fața Sfintelor Icoane? Pentru că după practic, cum văd în alte exemple la alți creștini, că candela este pusă undeva în altă parte. Candela, în primul rând, trebuie să fie așezată în fața Sfintelor Icoane. Și pentru ca să înțelegem bine și să ne protejăm ca să nu fie cumva să cadă sau să pălească sau ceva să răstoarne, ca să nu se formeze vreun incendiu, atunci candela avem pe masă și candela care atârnă. De ce candela are, am spus, aceste două simboluri, lumina, fiindcă Hristos luminează, și căldură, credința ne încălzește pe noi. Candela trebuie aprinsă în permanență, adică ea trebuie să ardă zi și noapte, fiindcă noi dorim de la Hristos lumină în permanență, nu doar în zile de sărbători. Candela aprinsă în fața Sfintelor Icoane este și o purtare de grijă că noi rugându-ne Sfinților pe care îi avem, mai întâi Domnului Iisus Hristos, Maicii Domnului și tuturor Sfinților, noi, aprinzând candela, aducem și o jertfă în fața lor. Fiindcă unde lemnul care arde în candelă este o jertfă a noastră pentru Dumnezeu. De aceea, noi, în timp de iarnă, când facem focul? Doar în zile de sărbători, pentru ca să ne încălzim. Avem necesitate în fiecare zi. Așa și Dumnezeu și toți Sfinții au nevoie de rugăciunea noastră, de încălzirea lor prin rugăciune și prin faptele noastre în fiecare zi. De aceea ne străduim ca candela să fie în permanență aprinsă și ziua și noaptea. Mulțumesc! Și dacă revenim la poporul samaritan și iudeu, atunci te vedem aceste probleme ale lor care existau și iată, anume aceasta și-a făcut
ca să, de, să a, acest conflict să existe între ei. De unde se înțelegeau? Pentru că acest samaritan coborâ la vale și l-a văzut pe acest iudeu că stătea. De unde a înțeles că este iudeu? Păi vreau să vă spun că nu doar hainele mărturiseau despre portul acestuia, dar și frezura pe care o avea omul vorbea despre ce face el componență. Deci, iată, acest samaritan a observat iudeul, însă n-a tras atenția de ce credința face parte, ci a căutat la omenie. Mai avem un telefon. Vă rog frumos, spunem Hristos a înviat. Vă rog, repetați, vă rog. Alo? Da, da, vă auzim, spuneți. Alo, bună seara. Bună seara, bună seara. Întrebarea dumneavoastră. Păi, alo, bună seara, și toți înviat, părinte. Adevărat a înviat. Părinte, eu am o întrebare. Fetița mie, o cădată de băutură, părinte, e nu băut, nu băut, e. Eu nu pot fac alcoolică, ca să bei mai mult decât dânsul. Nu pot mai mult decât dânsul, ca e să bie e. Și ea s-a chemat salvarea și a făcut injecție aici, ca de la droghe, a făcut injecție. Și răspundeți, părinte, la întrebarea asta, ea e. Ce înseamnă? El mai mult băut decât satul, ce troșul băut. Care este întrebarea dumneavoastră? Se împozărești, părinte, grăiești cuvinte murdare. Nu faci cuvinte murdare. Te satul vă. Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. După cum înțeleg, este vorba de o patimă. De aceea, cu pătimașii să ne străduim a vorbi într-un alt mod. Și anume cum? Cu blândețe și cu dorință ca să-i corectăm. Adică ei să ne înțeleagă că noi nu le dorim răul, dar le dorim binele. Deci ei nu mai sunt copii cei mici, dacă este fată, este băiat sau altă rudă, să ne comportăm cu maturitate. Fiindcă ei lucrul acesta îl simt, că noi ne comportăm cu ei cu brutalitate. Și atunci ei resping ajutorul nostru. De ce? În cazul acestor patimi, băutură sau narcomanie, trebuie să ne comportăm cu blândețe ca să căutăm, să ajungem la inima celuia ca să înțeleagă că noi dorim binele. Și apoi să intre în contact cu noi și să încercăm să îl aducem la drumul cel bun, calea cea spre credință, și anume să ne rugăm lui Dumnezeu ca să milostivească asupra lui, ca să-l înțelepțească, să miluiască, să deschidă inima, să înțeleagă și sufletul, ca să se lepe de aceste patimi. Și prin credință și fapte să încercăm să ajutăm. Deci apelăm la Dumnezeu, rugăm pe Dumnezeu și în unele și cazuri apelăm și la medici. Fiindcă doar împreună și în concordanță vor fi rezultate. Deci este foarte dureros când acei de aproape nu suferă. Dar să încercăm, căutăm modalitățile a corecta. Avem atâți medici buni, avem și centre de plasamente, avem și alte modalități unde pot să ajute acestor oameni, doar primul pas trebuie să fie dorința lor, nu cu sila, dar cu dorință. De aceea să ne străduim ca să facem lucrurile ca să fie folositoare celor din jurul nostru, și anume să iubim pe aproapele nostru, cum vorbim și în Evanghelia de astăzi. Mulțumesc! Iată, acest samaritean, văzându-l pe iudeu că este jos la pământ, i s-a făcut milă de el. Dacă vorbim despre milă și anume în începutul Evangheliei, începutul activităților acestor samaritean, vedem că i s-a trezit mila. Mila este un sentiment pe care îl are omul, o sentiment omenesc, pe care într-adevăr fiecare dorește ca acestea să fie cât mai des evidențiat, să iasă într-o a face faptele. După ce s-a arătat primul pas acestui samaritean, a avut milă de el, ce a făcut?
a luat și a turnat pe rănile lui un de lemn și vin și i-a legat rănile și l-a pus pe mijlocul său de transport, pe măgarul său, și l-a dus la casă de oaspeți. Iată, să discutăm și aceste momente ale samariteanului, simbolul acestora care ni se spune Evanghelia. Ce înseamnă că acest samaritean i-a turnat pe răni un de lemn și vin? După cum cunoaștem în biserica noastră ortodoxă, un de lemnul sau uleiul este simbolul milii lui Dumnezeu asupra noastră. De aceea și în Vechiul Testament împărații erau unși la împărăție prin un de lemn sfințit și acesta avea simbolul milii lui Dumnezeu care se revarsă asupra acelei persoane. Așa și vinul era deja simbolul sângelui Hristos care avea să ne ispășească prin noi din păcatul strămoșesc, vărsat pe cruce. Acestea două, un de lemn și vin, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, vedem ca o componență medicamentoasă care se aplica asupra rănilor și avea efect tămăduitor. De aceea, și vedem că aceasta și Apostolul Evanghelist Luca nu dorește ca să scape acest moment, ca să ia în considerație și lucrul acesta, ca să înțelegem că acesta, iarăși, într-adevăr, a avut efectul asupra lui, și anume mila lui Dumnezeu și viitoarea ispășire a păcatului. Iată, acestea aplicându-le, a legat rănile. Și dacă am vorbit mai sus, la începutul pildei, că coborârea din Ierusalim în Ierihon are simbolul căderii omului în păcat, tălharii sunt diavolii, iată, anume, preotul și levitul, cei care trebuia să-l ajute, nu l-au ajutat. Însă, samariteanul, cel de o altă credință, care poate nimeni nu s-a aștepta, iată, acela și-a făcut-o. Cine a venit pe pământ ca să ispășească neamul omenesc? Nu altcineva decât Iisus Hristos, care venind din Nazaret, simplu, fără prezentare mare, a venit ca să ispășească. Iată, multe obiceiuri le dădea pe dos, fiindcă nu corespundeau învățăturii dumnezeiești, de aceea și mulți socoteau străin de legea iudaică. Însă, într-adevăr, această lege nu era străină, ci era adevărată, credeți, pe care Hristos, Dumnezeu Tatăl, l-a lăsat în Vechiul Testament. Iată, anume, aici, în această pildă, samariteanul este și Hristos care vine să ne tămăduiască pe noi fiecare. Vine ca să lege rănile noastre, ca să le ungă și ca să ne ducă la casă de oaspeți, la vindecare sau un spital, cum spunem noi de astăzi. Iată, Hristos vine și cum avem cea icoană care a pus mielul după cap ca să caute acea oaie care era pierdută și a adus-o în mijlocul turmii. Iată, așa și Hristos dorește ca fiecare de noi doresc ca fiecare să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Să nu moară în păcat, să aibă viață veșnică. De ce e și încă o explicație a acestui samaritean, îl avem ca pe întruchipat întru Hristos. Hristos întruchipat întru acest samaritean. Ce face samariteanul mai departe? Merge la casa de oaspeți și are grijă de el. Vedem începutul faptelor sale a fost gândul sau sentimentul de milă. Acest sentiment a urmat a se dezvolta în fapte. Prima a fost mila, a doua a fost fapta de milă. Sunt lucruri diferite sau crescătoare, fiindcă și preotul și levitul poate văzându-l poate puțină milă a avut, dar nu a ajuns să înfăptuiască în fapte, pentru că au trecut pe alături. De multe ori noi ne uităm la un sărac, ne uităm la un alcoolic, ne uităm la un
disprețuit, disprețuită și sau un copil dezbrăcat pe timp de iarnă rece și parcă în adâncul inimii ne uităm și gândim, avem o milă față de el. Analizăm în mintea noastră și se trezește undeva sentimentul de milă. Dar nu întotdeauna acest sentiment de milă face următorul pas de a încerca să arătăm această milă față de el, printr-o faptă. De ce? Iată, Evanghelia de astăzi încă o dată ne arată că mila nu trebuie să fie doar la nivel de sentiment, dar să încercăm a o aplica în fapte. Și acest samaritean, mergând, ducându-l pe acesta la casa de oaspeți, are grijă de el. Apoi, a doua zi, la plecare, scoate 2 dinari, dă gazdei și spune, ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îți voi da înapoi. Iată, vedem că, într-adevăr, acesta nu doar a ajutat, nu doar l-a adus la casă de oaspeți, dar a dat și o parte din avuția sa pentru ca cineva să aibă grijă. Iată, să privim iarăși mai sus, să analizăm modul sau viața lui, fiind samaritan, fiind de altă religie, alte concepții. Și totuși, el se gândește că acesta este om. De aceea, celălalt ce a făcut, a arătat omenia sa, care este mai presus de tot, fiindcă dă viața lui, dă transportul lui, dă banii lui și încă promite că când se va întoarce înapoi, va mai plăti dacă va mai fi nevoie de cheltuieli. Sau, în cel mai rău caz, dacă nu va supraviețui, să ajute pentru o mormântare, fiindcă inima lui rămâne acolo, cu acesta. Iată, analizând Evanghelia, vedem că, sau analizând pilda aceasta a Mântuitorului, putem să spunem că acești doi nici nu s-au văzut ochi în ochi. Fiindcă iudeul căzut între tâlhari nici nu a știut cine l-a ajutat. Nici nu a avut șansa să-i spună un mulțumesc. Însă acest samaritean necondiționat, neimpus de nimeni, el face o milă, face un ajutor. Care acest ajutor umple inima fiecăruia. De ce și noi când facem un ajutor, iată, mult ne simțim bine și frumos și suntem, pieptul nostru se umple de bunătate și frumusețe. Pentru că acesta este un lucru pe care Dumnezeu l-a dat nouă și acest lucru nu se șterge și nu se uită. Iată, aici se încheie pilda Mântuitorului și este adresată întrebare învățătorului de lege. Deci, care dintre acești trei ți se pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iată, la începutul Evangheliei, cărturarul întreabă cine este aproapele. Și Mântuitorul încearcă ca el însuși să-și răspundă, să răspundă la întrebarea lui, dar să înțeleagă și greșeala pe care a încercat să o evidențieze înjosându-l pe Hristos. Și învățătorul de lege, ca să nu pară și el iarăși greșind, fiindcă nu doar discuția este între Hristos cu cărturarul, ci discuția este în fața oamenilor. Și ca să nu fie și el rușinat, să pară că nu știe, trebuie să vorbească faptele pe care le-au auzit toți, pilda pe care au auzit-o toți. De aceea, el răspunde. Acela are nevoie de ajutor. Cel care a făcut milă cu el. Iată la răspunsul că cine este aproape celui care căzuse mâinile tâlharilor, cărturarul spune, cel care a făcut milă cu el. Iată, cel care a făcut milă, acela este aproapele. Foarte frumos spus. Și Hristos, încă o dată, nemai explicând sau spunând fraze sau pilde
doar o propoziție adaugă și spune: du-te și fă și tu asemenea. Iată, acesta s-a gândit că va veni și va vorbi cu Hristos și cumva îl va înjosti față de alții și poate s-au sfătuit acolo între ei, însă aici vine cu o altă răspuns, o altă mentalitate și o altă gândire. Că Hristos l-a trimis să facă ceea ce au vede scris în carte și deja corect să înțelege. Fiindcă este ușor a citi, mai greu este a înțelege. Fiindcă milă e a face, este un lucru greu. Fiindcă sunt multe circumstanțe, și anume, precum am auzit și în Evanghelie, că tâlharii sub pretextul, sau diavolii sub pretextul tâlharilor, sunt cei care ne împiedică a face. De ce? Milă trebuie să facem cu cei care au nevoie de ajutorul nostru. Și la cuvintele cine sunt apropiații noștri sau aproapele nostru, iată, Hristos dă un răspuns explicit prin Evanghelia de astăzi. Că aproapele nostru este cel care are nevoie de ajutorul nostru. Și iată, de fiecare dată, când dorim să facem un bine, să ne îndreptăm gândul la Dumnezeu și să cerem a face bine celui care are nevoie. Și când vedem în fața noastră o persoană care are nevoie de ajutorul nostru, să gândim cum să putem ajuta. Ce putem noi face? Pentru că doar prin aceste lucruri noi vom moșteni împărăția lui Dumnezeu și vom fi vii. Fiindcă Hristos i-a spus acestuia: fă aceasta și vei fi viu. Împlinește porunca lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu care inițial a spus-o, chiar tot cărturalul care a citat-o, să iubim pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul, în toate virtutea noastră și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. De aceea și Dumnezeu în cele 10 porunci le-a clasificat. 4 porunci sunt adresate nouă față de Dumnezeu în plinire și 6 dintre ele sunt adresate omului față de om. Și noi înfăptuindu-le deja avem o garanție că vom ajunge lângă Dumnezeu în rai. Iată, pilda frumoasă de astăzi a samaritanului milostiv ne arată ce înseamnă milă. Milă necondiționată. Cum acest samaritan și-a arătat mila sa față de el, nu doar prin sentiment, dar și prin fapte. Și dacă Evanghelia precedentă despre bogatul nemilostiv care, nefolosind, având posibilități, mari posibilități a avut ca să arăte milă față de cei din jurul lui și anume de Lazar și ceilalți care erau în apropiere și nu avea să ajungă acolo în iad. Dar iată, astăzi vedem pe samariteanul milostiv care, având neînțelegere pentru că iudeii erau pentru că nu am și răspuns la întrebare, iudeii, învățătura iudeilor era mai aproape de adevăr, că închinarea lui Dumnezeu este în Ierusalim, dar mai târziu însuși Hristos a răspuns că va veni timpul că nici în Ierusalim și nici pe muntele Sinai nu vor îndrepta rugăciuni, ci toți cei ce vor sluji Dumnezeu în duh și în adevăr. Adică aici Hristos vorbește deja că deja credința se va răspândi peste tot pământul și credincioșii vor putea să mărturisească Dumnezeu oriunde nu vor fi. Iată de ce e și această Evanghelie a samaritanului milostiv ne vorbește despre milă. Milă pe care trebuie să o încercăm a o cultiva în noi. Să încercăm a o face cât de puțin. Fiindcă nimeni nu ne cere ca să facem imposibilul. Fiecare persoană își ia sarcina sa, da? Sarcina pe care poate să o ducă.
fiecare după posibilitățile sale, după vârsta sa, așa și mila să o facem după putere. Fiindcă avem multe alte exemple ale Sfinților Părinți din Pateric, unde se vorbește despre încercările de a dezvolta mila. Și anume, începând de la o bucată de pâine, care, ieșind în drum și gândindu-ne că vom oferi cuiva, Dumnezeu ne dă în față. Cui să o dăm? Pentru că de multe ori se întreabă creștinii, dar pentru cine să fac? Eu mă strădui să fac ceva, dar cui să dau? Și atâta, un exemplu, un sfat este ca să facem acea bucată de pâine sau altceva și să ieșim în drum și să spunem, Doamne, îndreaptă-l pe cel care are nevoie de aceasta. Și iarăși necondiționat. Pentru că să nu mergem să dăm celui care apoi ne o întoarce lucrurile. Și aici, vorbind despre aproapele, cum am vorbit la începutul emisiunii, că mentalitatea noastră este gândirea că aproapele este cel de aproape noi. Copiii, părinții sau alții. Iată, iarăși întorcându-ne la tradiția noastră care pe unde unele locuri șchiopătează, și anume din ce considerență, că am ating de rânduiala mormântării, iată la mormântările noastre, cu părere de rău, toate această tradiție de a da jertfă sau milă este condiționată, fiindcă părinții dau la copii, la nepoți, și apoi nepoți la rândul lor dau înapoi, pentru că mi-e dat, îți dau. Sau neamurile între ei, rudenile între dânsii. Îți dau ție când dai mie. Eu îți dau ție când îmi dai mie. Și atât aici deja nu mai este nicio milă, nu merge vorba de milă, ci este vorba de niște schimb de obiecte și lucruri. Deci, iată, aici Hristos nu ne vorbește de aceste lucruri. Dacă dorim să facem o milă, să o facem necondiționat. Nu celor care ne va întoarce înapoi, dar celor care vor spune un boda prost, un mulțumesc, și nu vor avea ce să ne dea înapoi. Doar o plinătate a sufletului. Doar un gând bun și atunci Îngerul Păzitor va nota cu siguranță aceste lucruri și ele vor fi mărturisite de către El în fața Bunului Dumnezeu. Iată de aceea și Învățătorul de Lege, încercând să vină ca să îl ispitească, a ajuns să primească o lecție. O lecție de învățare, o lecție de corectare. Așa și noi, corectându-ne prin viața noastră, să încercăm să punem în practică cele ce am auzit. Fiindcă doar atunci când practicăm, când punem în acțiune, lucrurile cresc și vedem unde șchiopătăm, unde mai este de lucrat, unde putem să schimbăm cu ceva. Și de aceea și Hristos ne învață și ne susține, spunându-ne, nu vreau moarte păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Noi, cei muritori, care cădem în păcate, avem această proprietate, avem acest păcat ereditar care se transmite din generație în generație, dar Hristos a venit ca să ne ispășească, să ne ajute, să ne miluiască. De aceea, Evanghelia de astăzi, iubiți credincioși, aduce la cunoștința noastră că Învățătorul de Lege este bun, citește bine, dar nu întotdeauna înțelege bine. Așa să ne atragem atenție și noi. Astăzi avem acces la literatură foarte mult. Avem atâta literatură fizică, da, în formă de cărți, avem literatură virtuală, calculatoare, internet, telefoane. De aceea, pe acestea lucruri, mai ales pe internet, avem posibilitatea foarte multe să auzim și să vedem. Însă, iată, trebuie să fim atenți ce citim și ce auzim și să analizăm. Fiindcă însuși Hristos mărturisește. Cercetați duhurile, de la Domnul sunt ele. Iată, cercetarea duhului ce înseamnă. Orice duh de învățătură trebuie să-l cercetăm, să-l analizăm, să-l gândim asupra lui. Să punem în paralelă și cu altele ceea ce auzim. Fiindcă noi suntem înzestrați cu rațiune. Dumnezeu, pe Sfânta Treime, ne-a dat ceea ce nu a dat nimănui.
rațiunea de a gândi, rațiunea de a deosebi bine de rău. Și atât prin aceasta și duhurile învățăturii să le deosebim. Fiindcă acum observați s-au mai rărit cu vizita altor religii pe porțile noastre lăsând broșuri sau reviste. Dar sub alt aspect lucrează și astăzi media, mass media prin altă unii s-a acotit ca să ne influențeze deja prin mass media virtuală. Dar iată, dorința și rugămintea mea este ca noi să analizăm din perspectiva rațiunii și să înțelegem că nu toate cele ce ne dă nouă Dumnezeu liber, trebuie să folosim liber. Trebuie să analizăm, să prelucrăm informația ca să vedem unde este adevărul. Adevărul există doar unul. Mai multe adevăruri nu putem să avem. Așa că cercetați scripturile de Dumnezeu, sunt ele. Așa că, iată, iubiți credincioși, acest cărturar citește legea. Foarte bine citită. Dar, iată, nu prea bine o înțelegea. De ce Hristos, prin această sfântă parabolă, prin acest exemplu, foarte mult l-a adus la inima lui ca să înțeleagă și la inima celor care erau în jurul lui ca să înțeleagă într-adevăr cât de mult și frumos este a înțelege printr-un simplu exemplu. Că Dumnezeu nu dorește ca noi să fim slujitori a Lui prin prisma fricii sau prin prima obligației, dar prin prisma dragostei, să iubim pe Dumnezeu din inimă, din sufletul nostru, cugetul nostru, să iubim pe Dumnezeu din virtutea noastră, iar pe aproapele nostru, care este în jurul nostru, care are nevoie de ajutorul nostru, să iubim ca pe noi înșine. Pentru că atunci când ne iubim pe noi, lumea se schimbă. Lumea devine mai bună în ochii noștri și iată, cu cei ce vede ochiul nostru, așa este și viața noastră. Deci, iubiți credincioși, să avem o săptămână binecuvântată în continuare și să știm că de mâine Biserica Ortodoxă intră în postul nașterii Domnului. Acest post să fie binecuvântat, să știm că postul nu constă doar în mâncare, dar constă în abținere sau reținere. Atât de la produse animaliere, cât și de la cuvânt mult, râs mult, distracție multă, vorbe fără prisos și altele care face să ne depărtăm de Dumnezeu. Deci, în timpul postului, să ne străduim a nu ne mânca unii pe alții, la figurat, a posti prielnic și a fi cu Dumnezeu prin Sfânta Euharistie, să ne împărtășim cât mai des cu Dumnezeu, pentru că Hristos spune, cine se împărtășește, eu sunt într-un dânsul și El într-un mine. O săptămână binecuvântată, post binecuvântat și, cum Hristos ne-a spus, fiți binecuvântați și împliniți porunca Dumnezeu, că eu o fi cu voi în vece vecilor. Amin. Sos-a.